Cel mai sănătos meniu Disciplina, consiliere și dezvoltare personală O resursă pentru clasa a cincea Bun găsit! Vă amintiți de cei cinci prieteni de la clasa a doua? Ei au avut inițiativa ca în proiectul Masă Caldă să facă propuneri de meniuri pentru prânz. Pentru că nu știu încă foarte multe despre o alimentație nutritivă și sănătoasă, Vă cer ajutorul vouă copiilor de la clasa A5 a cincea. Analizați în grup fiecare meniu propus, amintindu-vă ce înseamnă o alimentație sănătoasă, nutritivă și echilibrată. Voi știți deja că organismul are nevoie de proteine pentru creșterea și refacerea corpului, adică de carne, pește, Lapte, brânză, ouă, mazăre, soia, alune. Are nevoie de carbohidrați pentru obținerea energiei, adică de pâine, cartofi, paste, cereale, orez, dar și de vitamine și minerale, fructe proaspete și legume. Albert este mare iubitor de pizza. El a propus pizza cu patru feluri de brânză, legume la cuptor, și o sticlă de apă minerală carbogazoasă. Folosește un sistem de notare pentru analiza meniului. Bifă dacă ești de acord, X dacă nu ești de acord și semnul întrebării dacă nu știi cum să încadrezi produsul respectiv. Dora nu poate trăi fără cartofi prăjiți. Iată ce a propus. Cremvuși în chiflă din pâine albă cu ceapă și maioneză, o porție de cartofi prăjiți, salată verde și un suc natural. Analizează meniul ei. Ilincă nu îi lipsește brânza și smântâna din meniul zilnic. Ea a propus mămăligă cu brânză și smântână, ou, salată verde și apă minerală naturală. Analizează meniul Ilincăi. Andy adoră salatele. El a propus salată de crudități de sezon, salată verde, ceapă ridichi, cu orez, pește la cuptor și limonadă cu miere. Analizează meniul lui Andy. Tina nu rezistă fără carne la mesele principale. Ea a propus tocăniță de cartofi cu carne de porc, salată de castraveți murați, compot de vișine pregătit în casă. Analizați meniul tinei. Discutați criterii pentru stabilirea prânzului cel mai sănătos. De pildă, cuprinde proteine, carbohidrați, vitamine? Include hidratare suficientă, sănătoasă? Meniul include alimente prăjite? Ce alte criterii ați putea introduce pentru jurizarea meniului? Studiați fiecare meniu. În opinia voastră, care sunt alimentele nutritive și sănătoase și ce ar trebui înlocuit în fiecare caz? Discutați în grup care copil a ales cel mai sănătos prânz. De ce? Pentru a le demonstra colegilor de la clasa a doua câte știți despre o alimentație sănătoasă, completați câteva sfaturi după ce discutați recomandările de pe ecran. Servește micul dejun dimineața cu cereale naturale, nu cu cereale cu ciocolată. În loc de cartofi prăjiți, poți să servești cartofi fierți sau cartofi copți. Mănâncă mai des pâine neagră integrală decât pâine din făină albă. Mănâncă mai multă carne de pește, curcan sau pui decât carne roșie. Adaugă la mâncare condimente și mirodenii în loc de sare. Scrieți lista de recomandări pentru alimentație sănătoasă în caiet. Aplicați recomandările de câte ori este posibil.